34 aliniat 1 litera A și aliniat 5 din codul administrativ, prin discuția primarului 128 din 2020, primarul comunei Sibiu a convocat ședința ordinară a Consiliului Local pentru luna iunie. La această ședință sunt prezenți toți consilierii. Mă rog, doamnele și domnule consilieri, care au interes personal cu problemele discuției dezbatere și se abțină de la deliberare și de la dezbatere. Bună ziua! Vă mulțumesc pentru prezență. Voi da citirii ordinii de zi, după care o spunem spre aprobare. Ordinea de zi, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Iuliu din 30.05.2022. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind regulamentul de stabilire și sancționare a unor contravenții săvârșite pe raza administrativ-teritorială a Comunei Iuliu. Administrator primar. Proiect numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea virării excedentului sursei E, venitul proprii, la veniturile bugetul local. Inițiator primarul Enea Nicu Ciprian și la punctul 4, diverse. Supun spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotriva, abținerea, nu sunt. Trecem la punctul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare al Consiliului Local Iuliu din 30.05.2022. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Abținerea, împotriva, nu avem. Trecem la proiectul numărul 2 de hotărâre. Proiect de hotărâre privind regulamentul de stabilire și sancționare a unor contravenții săvârșite pe raza administrativ-teritorială a Comunei Iuliu. Aici probabil că ați analizat, ați văzut despre ce în proiect. Da, încercăm să oprim tot ce e rău din faptele nedorite din noi. Zicem că da, aici am o să fie adică intenția noastră este să fim drepti. Nu dorim să ajungem să dăm sancțiunile respective, dar măcar să-i dăm un motiv de a se abține cei care nu prea vor să mergem în direcția bună. Doar asta, m-ați verificat și ați văzut ce e vorba acolo. Toate sunt de bună manieră, dar da, mă rog, dacă sunt discuții pe... Da, o precizare, mă abțin de la deliberare și... Nu, de la deliberare și adoptare. Da. Alta discuții. Sancțiunile sunt ok. Ideea este să, eu zic, ar trebui să mergem și în prevenție. Așa e foarte ușor. Toate instituțiile statului așa fac. Bine, fac. Da, avem avertisment. Da, deci vreau să fac prevenție, avertisment și după aia să... Asta e părerea mea. Păi, da, avertismentul exact asta înseamnă, prevenție. Deci nu prevenție dăm cu domnul. Oricum, nu am dat nici până acum, domnul Zoi. Am înțeles. Cred că mai toleranți decât trebuia să fim, am fost toți dintre noi. Să vă spună, și dumneavoastră ați văzut când cineva aruncă gunoaie, și dumneavoastră ați văzut când cineva face ce nu trebuie. Și toți, da, intenționăm și ne dorim, adică ar trebui să fie... Sincer, eu nu mi-aș dori să fie nicio sancțiune. Mi-aș dori să fie curat la... în dreptul fiecare, mi-aș dori să nu mai arunce nimeni paotii gunoaie atât timp cât avem puse coșuri acolo unde trebuie să puse și tot așa mai departe. Pentru că sunt sigur că și noi astăzi vă doriți la fel. Da, bun. Dacă mai sunt și alte discuții să propunem la... Așa, supunem spre aprobare cine este pentru. Deci, abțineri. 3. Împotrivă. Vă mulțumim. Trecem la proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea virării excedentului sursei de venitul proprii la veniturile bugetului local. E o procedură care vă explică domnul contabil. Avem înregistrat în balanță o sumă de 8.834,70 de lei. E un excedent care provine, e mai vechi de pe vremea când aveam un buget, resursa E, venituri proprii.
a rămas acolo, cei de la buget de la Bacău mi-au solicitat să o trec la veniturile bugetului local ca să nu mai tot apară mereu în fluxul de câte ori făceam raportare, dar procedura e să treacă prin Consiliul Local, altfel nu face viramentul cei de dezobedire. Voi face un ordin de plată, cu acceptul dumneavoastră, să trece la sursa venitului proprie, la venitului bugetului local. Consiliul de evoluție. Da, dacă aveți de sumă mare, 8.834,70, se închide solul în momentul în care faci viramentul. Noi avem discuții proiectul ăsta, supun la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc, împotriva cine nu sunt. Proiectul numărul 4, cel mai... cel mai acceptat sau cel mai popular, așa? Diverse. Cine să scrie la cuvânt? Doamna Stanciu, doamna Fudic și mai cine? Atunci începem de la dreapta. Doamna Stanciu? Da, mulțumesc. Domnul viceprimar, este o mare problemă cu drumul din Jorța de Sus de la Ciușmea. Mai mulți oameni nu mai pot urca pe acolo, își sparg baia de ulei. Am înțeles că au mai sunat. Da, este mare problemă. S-a adunat balastru acolo. Și vă rog să trimiteți un buldoi excavator ca să se poată urca pe el. Sunt oameni acolo care 2-3 și au mașini. Chiar nu se mai poate circula. A fost personal acolo. Mi-au solicitat acest lucru și vă rog care mulți să... pe strada Ciușmea. Da. Și doi, v-am solicitat de mai multe ori să duceți o mașină de balastru pe dealul Costea. Deci acolo gelul este socru. Ca să nu mai spun că becul... Costea? Costea, da. O durat două luni ca să puneți un bec. Până n-am apelat la domnul primar, nu s-a putut. De la Ciușmea, de la Mocan, de la Costea, la deal. Omul ăla este socru, are nuntă, nu se poate urca cu mașina. V-am mai zis, și când se făceau ședințele și niciodată nu s-a luat în considerare această duminte. De fiecare dată ați zis că veți duce, dar cred că ați uitat, ați omis sau ați fost dezinteresat. Nu, dezinteresat nu ce vreau. Mulțumesc. Pentru mine, orice stradă este la fel de importantă ca toate celelalte. Și nu sunt nicio formă... Da, mă rog, asta să mai fie să da? Nu știu, pe Costea chiar am dus. Adică am dus chiar... Da, acolo pe Costea sunt două drumuri, domnul viceprimar. De la Ciușmea în stânga. Cum o ștrebă avea sus. Deci nu în partea cealaltă. Nu spre bot care ar vorbi. Da, bine. Mulțumesc. Nu se poate pune un coșmar pe strada Bărgăceanu, exact acolo în capătul uliței. Este după aceea, sunt foarte, foarte mulți gunoaie. S-a făcut curățenie, acum iar la început au pus. Cum i-am zis, fiecare, m-a luat fiecare vecin în parte. De ce aruncați? Deci, ideea să puneți un coș mare acolo în capătul uliței, se poate? Păi mă, acolo chiar nu sunt foarte mulți și acolo are acces mașina noastră. De să faci colectarea de la poartă, nu mi se pare anormal să mai pun și coș în drum. Adică știi, e o chestie, ce ar fi să pune și după așa, te pune și fecea coșul. Nu știu dacă e... Sunt unii care nu au contract, nu e prevemizat că nu au contract. Ideea este că se face foarte mult în zercii, acolo m-am dus cu Black Pojarețe, zilele trecute. Păi e paradoxal să face de cei care locuiesc acolo, aia. Da. Da, bun, nu am mâncat. Ce e 3-4? Care trebuie, nu mai am chiar 3-4, dar sunt, dar și de acolo lucrează, să știi tu că și cei... Vă dați seama de drumul acolo? Vă dați seama așa? Măi, în capătul poliției, adică... Fac un contract. Mi se pare corect dacă intră mașina acolo și face colectarea de la poartă, deci este posibil. Nu știu, ar fi, adică, da. Focat de infecție. Păi, se plimbau cu copiii, acolo, s-a focat de infecție. Cred că mai bine e cel mai frumos să... Păi da, nu știu, poze făcut de pe aici, dacă ei găsesc de poliție acolo, să... Le în dreptul lor să arunce gunoaie acolo, nu știu, că acționăm ca atare, dar... Păi, contravenție, exact ceea ce am aprobat mai înainte, nu? Mai iau oameni și modus, de când vine bără acolo la... A venit cu saci cu modus. Deci nu scoate un saci cu modus, 10 saci cu modus, iau așa cum. Păi nu, am uzuit tot altceva, dar trebuie să duc undeva, unde cine are nevoie de umplutură. Care-i fără, da. Vrei, așa la reparație și s-a dus să ajungă. Știi? Și nu se face, iar e așa de mult.
La ce pe acolo cred că e de tot zonă, de corectare. Se poate face că acolo, de parte, bolusul de fapt, bolusul folosit. Sunt ajute de acolo, pe dealul. Deci unii dintre oameni care la câmpă mă trece, s-au cumpărat, s-au cumpărat la prânc. Sunt ca un plutură. Ca un plutură, e o plutură bună. Mulți pipiatrii, bolovanii. Adică un pic terminăm așa, după aia mergem în momentul. Deci doamna, cum împaie? Doamna. Da. Tot avem vorba de becuri. Să mergi de cea din la biserică să pun un bec de la Drăgucești. Îmi scapă numele undeva, îmi capă cu satul de pe rău. Era și... Spuneți cum o cheamă pe femeie, să identificăm, să termină satul, e singură, e văduvă, e frică, pe acolo nu mai locuiește nimeni. Dar identificați locul, era și dumneavoastră și spuneți cine ca să... De înlocuit sau? De fixat. Acum, răspuns sincer, nici noi nu știm exact ce bec s-a lăsat noapte sau ieri. Nu, dar de când de dar în schimb, când cineva ne-a anunțat să zic, la prima dată când serviciul nu se face iarăși zi de zi, dar în prima dată când cei care avem contract vin, noi am predat lista, domnule, avem din locuit. Da, eu am văzut, dar domnule, am văzut la eu după linii, deci pe Drăgucești, oamenii ăștia care sunt angajați pentru servicii iluminate, nu-și fac datoria. Să mergeți la doriță la Ciușmea, să improvizați. Doamne, vreți să ia bună. Deci, la, cum a spus, că imediat s-a dus. A durat la Ghiță Ursul un an jumătate. Acum este pe dar corect. Este pe, la David. Față în față cu Fintul Nicu Ștefană, că trebuie un pic neapărat. La Gherasim, cu ulița Ciunciu. Nu pot să mai zic ce am trecut noapte, așa, ci simplu. Dar nu-și fac datoria, vă spun sincer. Sunt plătiți care mănâncă banii de buget degeaba. Și lumea plătește banii pentru banii ăștia. Nu noi. Pentru mine e un lucru. Să vedeți că veni la punctual, dacă... Nu, eu cred că au ca un securit. Trebuie să ducă noapte, nu se duce ziua. Că de mulți ori merge ziua. Iluminatul public, pe Drăgucești, merge și ziua. Și ceea ce ne trebuie noapte nu-i folosit, păcat. Păcat că banii lor, sunt banii populației. Da, femeia mi-a spus la înălțare, da. Deci a trecut ceva de înălțare, nu cred că e de astăzi. Îi spuneam, dar nu știu cum zici cu duroi, dar nu cu duroi ceva, dar nu de familie, cum îi zice la mine. Dar vă spunea film. Ei, nașa, da, filmul, păi, dar e după nașul Manoli. Că soară de familie, filmul. Da, o să încerc să identificăm. Angel Maria, Angel Maria, a zis că i-a pus, dau o mașinuță mică din balatru, și s-a făcut o strădus. Am văzut și eu chiar acolo, deci nu se poate pune balazorul, deci trebuie făcut altceva. Balazorul ăsta pe care l-ați dus, e tot pe până pus. Dar așa este zonă. Da, mai am o... Da, de pie, da. Sperăm că a zis că poate. Parcă nu se la tine, să termin doamna Gheorghe. Ați ajuns la tine asta, da. Mai am o informare de făcut către domnul consilier, dar și către domnul primar, vreau să ajung în mesajul ăsta. Sunt indignat în față de modul cum a fost procesată declarația mea de avere, în condițiile în care am trimis-o pe data de 14 în termen, iar persoana responsabilă să se ocupe de acest lucru de verificare pe 15 a intrat în concediu. Nu contez dreptul fiecăruia de a-și lua concediu, sigur, pot fi intervenit chestii iminente, nu asta este problema. Problema este că nu știu dacă poți să-ți iei concediu când ai un termen limită, dacă avea o licitație, de exemplu, nu știu dacă putea să pleci în concediu sau în condițiile în care nu poți să delegi atribuțiile către altcineva. Că înțeleg că aceste atribuții nu puteau fi delegate, deci declarația mea inițial cred că s-a procesat, s-a văzut pe 16. A fost respinsă pe 16 dimineața, am încărcat-o, fără să mi se spune de ce, am încărcat-o din nou pe 16, la prânz o primesc din nou respinsă că trebuiau niște venituri trecute, deci pe 16, trebuiau trecute niște venituri în altă parte, pentru că apoi de joi până luni să nu se mai uite nimeni pe ea. Nu știu dacă într-un program de 8 ore în funcționar mare timp să deschidă un mail, nu știu dacă este normal să se procedeze așa. Eu, sincer, am făcut o informare și la nivelul prefecturii. Dacă doamne părinte primesc o amendă, nu cred că o să se întâmple. Dar să nu fiu eu culpabilă, că eu am trimis-o în termen. Și, na, nu cred că este locul și rolul să avem atitudini de genul ăsta, că nu ne place nouă. Până la urmă am făcut informarea că nu
dumneavoastră consilierii sau doi dintre dumneavoastră cel puțin veți face evaluare, sigur că va fi și domnul primar, dar cred că nu este ok, cred că toată lumea știe că am avut și un grup de WhatsApp și când cineva a îndrăznit să pună niște întrebări la neconcordanțe. Apropo, și astăzi eram niște neconcordanțe în datele furnizate, cred că era pe 28 mai convocată ședința. Așa? Dar se întâmplă, adică sunt chestii scuzabile, nu este asta problema, putem înțelege, dar ca să se supere funcționarul respectiv sau un secretar general, hai ca să spun secretarul general al comunei și să desfințez grupul sau că fac eu grupul, nu vreau să fac parte din grupul vostru, nu mi se pare ok. Vă rog, domnul viceprimar, să transmiteți domnului primar că lucrăm frumos, eu am lăsat o flotă de, cred că 10 abonamente, nu, 10 cartele la primărie, cred că sunt la mine, când erau 3 telefoane folosite, dar cartelele erau, pe care le-am lăsat. Din aceste cartele, consider că este absolut necesar ca și secretarul să aibă un telefon de serviciu, să nu ne mai simțim noi vinovați că o sunăm pe telefonul personal și să nu mai deranjăm pe doamna secretar pe telefon personal. Este înalt funcționar, este funcționar public de conducere, este secretarul comunei Helegiu, da, al comunei și cred că este foarte important să poată fi apelat pe cât posibil în timpul programului de lucru. Nu o deranjăm inutil. Asta să... Am trebuit să vă răspund, doamna Budu. Dacă vă lăsați... Am fost în concediu medical, în perioada în care e așa, declarațiile se trimit, sunteți înregistrată în termen, deoarece se trimit în 10 zile de la declarare, da? Nu. Și prima dată când a fost resprinsă declarația, au fost menționate, ați primit de ce a fost resprinsă. Mail de dimineață, nu spune nimic, doamna secretară. Dar nu v-am trimis mail, doamna Bădic. Eu nu am posibilitatea pe acel platformă să vă trimit mail. Eu doar spuneți de ce a fost respinsă. De ce a fost respinsă? Dimineață, de ce a fost respinsă? Deci. Eu am completat toate datele. Nu sunteți înregistrată în termen, declarațiile au fost trimise în termen, care trimit în 10 zile de la depunere, deci au fost înregistrate în termen, nu sunteți în întârziere, da? Iar telefonul meu putea fi oricând apelat. Nu sunt obligată să fac parte din niciun grup pe WhatsApp. Eu, de exemplu, o să vreau să ne trimiteți... Da. Eu vă pot suna, pentru că ați un motiv, mențiala domnului, că vă îndrăzniți să îndrăim. Dacă sunt probleme cu mine, m-am sunat pe telefonul personal. Păi tocmai de asta sunt, vă mai sunat pe telefonul personal. Dar puteți să mă sunați, nu-i nicio probleme. O să vorbesc cu domnul primar să-mi dea telefon de serviciu. Da. O să fie comunic la toți. Așa. Mulțumim frumos, stați liniștite că nu vă deranjăm inutil. Dar nu e problema, nu-i niciun deranj. Vinovați, am întrebat-o, i-am spus, doamne Gramba, că eu n-am îndrăznit să vă sun când am făcut un nou grup de WhatsApp. Și am spus, doamna Gramba, vorbiți cu doamna secretar, că eu nu trebuie să sun, vrea să facă parte din grupul de WhatsApp? De ce nu, doamna secretar nu dorește să facă parte din grupul de WhatsApp. Păi, dacă nu dorește, hai să vedem. Nu mi-a comunicat nimeni, doamna. Am înțeles, da. Bun, vă cred. Bun. Vreau să mă rog ceva, doamna secretar, nu știu, poate există, dar da, nu am văzut. Dispozițiile emise de domnul primar, nu știu, dacă eu nu le-am văzut pe seama. Nu ca anul ăsta, vrea să ne... Sunt dispozițiile la caracter normativ, cele în care se convocă ședința Consiliului Local. Nu toate dispozițiile sunt publice? Nu toate dispozițiile sunt publice, doar putem trece nominal, doar dispozițiile cu caracter normativ, le spunem. Da, pentru că Maria Bacău sunt toate. Deci nu spuneți că nu pot fi trecute, decât cele cu caracter normativ. O să le trece. Da. Mulțumesc. Am rugămit acum la domnul director de la școala coordonatoare. Domnul director, doresc să donez 20, poate și mai multe costume pentru copii școlari. Clasele preșcolare până la clasa 4. Eu nu pot identifica acei copii care chiar au nevoie. Costumul este nou, este cu etichetă, este cu lungimea ajustabilă pantalonului. Pantaloni, vestită și sacou. Chiar am pus pentru copilul meu unul. Identificați acele persoane, vorbiți cu domnii învățători. Nu neapărat, poate la Hilegiu, chemați la Hilegiu, dar aș vrea să se întâmple, zic eu, în iulie sau poate august, ca părinții să știe să nu mai cumpere haine pentru școală. Repet, costumele sunt noi și dacă pot să ajut, de la 28, de la doar băieți. Costume de, deci pantalon, vestuță de școală și sacou. De la 28 sunt mărimile de copii, de la 28 la 38, adică de la grupa 0 până la clasa 4. Nu știu, discutați cu doamnele învățătoare, eu pot să merg în fiecare.
fiecare țară se cheme la școală, 2, 3, 5, care sunt cei mai vulnerabili, să zic, cred că îi ajută. Da. Domnul Zărnescu? Domnul viceprimar, prima și ultima care e problema asfaltului Brăzii. Lăsați o uliță, lăsați de exemplu la ceva, dar când are nimeni. I-a făcut betonat până acolo, vine de la oare acolo. Vă rog frumos, asfaltul la Brăzii, jată. Unul s-a pus acolo la Ticăvuță, s-a înfundat la podețul ăla, iar s-a bugat-o. Faceți ceva de calitatea de masă. Al doilea, vă rugăm frumos cu apa la Brăzii. Nu e apă în Brăzii. Suntem în procedură, adică trebuie să mandat și tot procedură, tot procedură. Dacă ar fi din ce vrem noi... Domnul viceprimar, aveți putere și domnul primar are putere, faceți ceva cu apă. Exact asta facem. Și cu asfaltul, vă rog frumos. Dacă nu, în numărul lui Agus, vă aduc 50-60 oameni, câte cum vă spuneți că mașa. Păi poți să faci așa. Dacă, eu nu vin nebun aici, tot oamenii mă pas, vă dați ceva ce acolo. Păi da, nu-i corect? De ce Eugen Andrei? Atât, mulțumesc frumos. Domnul Stoica? Nu, eu nu am spus. Nu? Domnul Meric. Maria. Strada bisericii, la noi la biserica asta. Ești acolo, este o stradă, ulița aia, îi lipsește becul la mijloc. Și nu se mai poate circula pe ea de la apa care a fost un pic. E de psihie, e azi becul. Cred că da. Și un pic de balastru trebuie. Nu s-a pus niciodată pe el. Domnul Buzeu, nu mai trebuie până la visătul de pe urmă. Și eu spuneam, asta a făcut. Ok. Bine cum s-a pus, ok. Strada Băsiuță, ok. Dacă totul e bine, la ce se mai au cuvânt? Mulțumim frumos. Atâta vreau să mă întreb. Ceva nou ce a apărut. Ce se întâmplă cu apa asta de la noi, deci care o consumăm mai potabilă? Bine foarte. Am schimbat o ghiuvetă acum, a lui domnul Sereaș, pământul ei. Da, au fost ceva. Nu zice, o antiproză și acum o antiproză. Ieri am avut avarii. Că dacă se ia un test de apă, cred că toată apa se blochează. Apa nu este potabilă. Nu e? Nu. La ce? Este apă menajeră, da. Menajeră. Da. Bun. Dar au fost și au mai fi. Iar nu știm că atunci când sunt ploi, însuși. Nu, apropo din nou, deci fără ploi. Înainte de ploi, deci a fost chestia asta. Chiar nu a fost un om de lucru. Și ieri am avut o avarie în acolo pe uliță. La intrare pe ulița Cotul Domnului acolo și iarăși, când sunt lucrări, domnule, țin că nu există să mai vină la noi, din sistemul de filtrare, deci după stația de urmă. Au fost lucrări de după stația. Dar asta ține pe un timp scurt, domnule, au venit o oră sau nu. Dacă s-a scurs într-o zonă mai joasă, e posibil că nu generalizăm, adică a fost o zi din an. La sistemul de lucrare, trebuie lucrat de Dumnezeu. La Onești n-ați avut ceodată apă turbul, l-am ghivescu? Ce? Nu. Aia e, nu. Nu, că au venit la urmă. A, nu vezi. Dar nu, dar nu a fost corect. Nu cred, da. Nu prea să mă urmă. Le-ai zis cineva, primarul ăsta, nu, duceți tulburi. Nu, am zis, poate să se întâmplă. Da, domnule, nu. Și tot timpul am intervenit. Sau ceva. E adevărat, dar astăzi iar lucrăm la DN. La sistemul de reparații, trebuie mai mult atenție. Deci nu lucrați pe frumoasă, deci trebuie vital și lucrează. Poate apa, oamenii care lucrează, să mă intre un pic de apă, într-un loc la fixat, să-l fixeze. Nu, și sistemul ăsta de lucru, eu cred că schimba o țeavă. Hai, de unde facem și bec înapoi, mai dăm o dată, spune domnul Plăcea. Da, vreau să întreb la teren, spune domnul Plăcea, care e problema? Și ieri și astăzi, dar un loc în pompele din groapă de acolo, că au îmbătrânit și ieri. Asta, despre asta e vorba. Se. Da. Da. Dacă îmi permiteți, aș avea o precizare de făcut, ținând cont de faptul că am fost desemnată consilierul care am acordat pe urmă de atitul doamnei secretar. Vreau să spun că eu nu am întâmpinat niciun fel de problemă, inclusiv astăzi am comunicat cu mine pe WhatsApp, pe telefonul personal. Cred că a fost doar o neînțelegere. Deci când am acordat calificativul, l-am acordat pe drept și repet, de fiecare dată am comunicat chiar foarte bine. Mulțumesc! Bun. Dacă nu mai sunt și alte discuții, vă mulțumesc pentru participare și declar ședința închisă.